Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Larisa Bernaschi și alături de Sebastian Zachman. Începem o nouă ediție România Politică. Vedem ce s-a mai întâmplat pe scena politică, pentru că Partidul Social Democrat a avut astăzi ședință și au decis să nu susțină proiectul prin care Klaus Iohannis ar putea să candideze la alegerile parlamentare pe listele Partidului Național Liberal. Ce soluții găsesc liberalii pentru președintele țării, dar și pentru adevăratul lor șef de partid? Încercăm să aflăm în această oră. Și asta pentru că Consiliul Legislativ a spus foarte clar că nu e nevoie de o lege specială ca președintele să candideze pe o listă de partid. Dacă ar fi sau nu constituțional, încercăm să aflăm în această oră. Ne uităm și cum a început campania electorală, pentru că prezidențiabilii, candidații la alegerile prezidențiale, încep deja să iasă în lume, să meargă să întâlnească cu oamenii, care sunt reacțiile lor, vedem în această oră. Sebi, aș începe cu tine. Klaus Iohannis pare că nu va avea parte de o lege specială doar pentru dânsul. Păi asta e normalitatea. Anormal era ca PSD și PNL să voteze acest proiect de lege, pentru că era o lege cu dedicație pentru o singură persoană, doi la mână, o lege care se aplica odată la 20 de ani, de-abia în 2044 se vor mai suprapune alegerile parlamentare cu cele prezidențiale și doar atunci s-ar mai fi putut aplica în teorie, și trei la mână, tot i-am auzit pe liberali spunând despre dreptul președintelui de a candida la alegerile parlamentare. Sigur că are dreptul de a candida și are și posibilitatea de a candida cu o singură condiție, să demisioneze din funcția de președinte al României. Dacă președintele țării își dorea să candideze la alegerile parlamentare, ce făceau cei de la PNL? Veneau cu un amendament special prin care să-l aleagă lumea europarlamentar și să-l lase până la finalul anului și președinte al României. Deci, deocamdată suntem în stadiu de normalitate. Acest amendament n-a mai ajuns să fie votat. Asta nu înseamnă că el nu va fi votat sau că nu vor găsi o altă soluție. Da, va fi interesant de văzut, dar e interesantă și această răzgândeală a celor din Partidul Social Democrat, pentru că săptămâna trecută spuneau că s-ar putea să voteze acest proiect, că nu pot să pună piedică unui om care vrea să candideze pentru funcția de senator. Astăzi au avut o ședință fulger, așa, vreo 20 de minute a durat și s-a și dat un vot. În unanimitate au decis că nu e cazul să voteze acest proiect de lege. Aș vrea să vedem și declarația făcute de către Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, după această ședință. V-ar deranja un tandem Klaus Iohannis Nicolae Ciucă în alegeri? Am o rugăminte. Eu sunt de la PSD. Păi da, tocmai. Eu am treabă cu tandemurile din PSD. Majoritatea tot alături de PNL. Eu nu am calcule electorale. Voi vedea atunci cum vedeți cum vor vota românii. De ce săptămâna trecută, cum spunea colega, erau mai mulți parlamentari socialdemocrați care nu vedeau o problemă în a susține proiectul de lege, iar astăzi nu. Păi, tocmai de aceea am spus foarte clar în cadrul Biroului Permanent Național că ne asumăm o decizie. Dacă am fi vrut să continuăm anumite bâlbâieli în care spuneam, domne, lăsăm liber parlamentarilor după voința proprie, în momentul acesta avem o decizie. Nu știu dacă mai avem un Vă încurca electoral candidatura lui Klaus Iohannis? Nu. Cred că argumentele le-ați, domnul Romașcanu, foarte clar. A spus la finalul săptămânii faptul că s-au grăbit liberalii în momentul în care au venit cu această lege. Ați vorbit cu juriștii din partid. În momentul de față era necesară o astfel de lege? Nu era necesară? Ce spun aceștia? Îmi cer scuze. Această lege nu e o prioritate nici pentru mine, nici pentru Guvernul României și nici pentru Partidul Social Democrat. Eu v-am spus părerea mea, dar nu este, nu mă interesează. Da, decizia luată de Partidul Social Democrat este să nu susțină acest proiect de lege. Practic îngroapă proiectul Partidului Național Liberal, pentru că nu existau suficiente voturi în Parlament pentru a trece proiectul. Avem invitate două doamne astăzi, Oana Florea din partea Partidului Social Democrat și Oana Țoiu din partea USR. Bună seara, doamnelor! Mă bucur că ați venit aici și la Casa Nouă, la România Politică. Doamna Florea, aș vrea să încep cu dumneavoastră. Pare așa o răzgândeală și la Partidul Social Democrat. Săptămâna trecută erați așa puțin indeciși dacă ar trebui sau nu să votați acest proiect de lege. Într-un final, după avizul Consiliului Legislativ, ați decis că nu e cazul să votați acest proiect de lege.
Îi interzice sau nu lui Claus Iohannis să candideze? Nu eram indeciși, doar simțeam nevoia să analizăm și să luăm decizia în forurile statutare. E normal, este o decizie importantă, este o decizie în primul rând politică. Constituționalitatea se stabilește în altă parte. Din punctul meu de vedere, este o decizie corectă, pentru că președintele Iohannis nu i-a luat nimeni dreptul de a candida. El îl are, chiar și în prezent. Doar că trebuie să respecte legea, ceea ce nu vrea să facă. De aceea vrea să schimbe legea, ca să fie președinte până în ultimul moment și apoi să sară direct în Senat. Dar s-ar fi părut normal, adică vi se pare normal să candideze, fiind încă președinte, să candideze pe o listă de partid? Nu mi se pare normal. În primul rând, nu știu cum ar fi putut să facă, să iasă pe stradă, campanie electorală. Stai puțin că n-a ieșit 10 ani pe stradă. Exact. Și acum 5 ani nici măcar n-a existat o singură dezbatere în campania prezidențială. Îl vedeți cu colegii de la PNL de mână pe stradă împărțind fluturași? Deci exclus așa ceva. Își păstra rolul de președinte deasupra partidului constituțional. Da, deci era, aici nu era niciun era risc. Era o stuță cămilă. Eu cred că democrația noastră ar fi avut de suferit. Era un semnal prost să se facă o lege pentru un om, plus că electoratul PSD cu siguranță ar fi fost nemulțumit dacă PSD ar fi votat, pentru că e un om care s-a lăudat că în primii 5 ani de mandat cea mai mare realizare a fost că a scos PSD de la guvernare, lucruri spuse de el. Lăsați că tot el v-a adus la guvernare. Nu, eu cred că el a ocolit Constituția și a adus la guvernare o alianță PSD-USR în condițiile în care PSD câștigase alegerile. PNL-USR, pardon. În condițiile în care PSD câștigase alegerile. Apoi ieșea de 2-3 ori pe săptămână, să nu uităm, cu ciuma roșie, cu, adică era așa un război. V-ați întors acum la ciuma roșie, practic. Nu mai sunteți crucea roșie pentru Iohannis, sunteți puțin mai mult ciuma roșie din perspectiva sa personală. Ceea ce dânsul a afirmat întotdeauna, până la urmă. Eu cred că da, din punct de vedere politic, colegii au luat o decizie corectă. Au fost și oameni în partid care să spună, haideți să votăm acest amendament tocmai ca să candideze Iohannis pe listele PNL, ca să tragă PNL și mai mult în jos, că există și raționamentul ăsta cinic în politică. Eu nu am auzit. Sigur, poți să te gândești la asta, că trage PNL în jos. Și eu cred că faci niște calcule politice. Și eu cred clar că ar fi tras PNL în jos, dar probabil că ar fi tras și PSD în jos, pentru că oamenii n-ar fi înțeles cum ciuma roșie ajută pe cel care i-a înfierat cu mânie proletară seară de seară la televizor cu ciuma roșie. Poate ce ți-aminte? Spunea că am vândut Ardealul, că nu, tot felul de aberații. Era la un moment dat, blocase guvernul, nu vrea să mai numească miniștri. Era așa într-un război deschis anti-PSD. Până la urmă, nu e o răzbunare. Eu vreau să se înțeleagă lucrul ăsta, că nu e o răzbunare a PSD, ci este pur și simplu o decizie corectă din punct de vedere, în primul rând, democratic și al funcționării instituțiilor statului. E adevărat că dacă ar fi trecut, ar fi fost atacată la curte. Dar nu poți să faci o lege doar pentru tine. Sunt și alți oameni care sunt în aceeași situație. Dacă, nu știu, ar fi cineva, de exemplu, de la Curtea de Conturi sau de la Curtea Constituțională sau în alta curte, ca să înțelegi. Da, și ar vrea să candideze, la fel ar trebui să-și dea demisia. Deci, oricum, nu era egalitate de tratament până la urmă. Doamna Țoie, dumneavoastră, e bine că s-a rezolvat așa. Candidați pe listele USR București. Domnul Iohannis, din ce am aflat pe surse, la fel și-ar fi dorit sau își dorește în continuare să deschidă lista PNL la București, la Senat. Nu v-ar fi ajutat electoral candidatura domnului Iohannis? Domnul Iohannis tocmai nu e așa, a avut acest gest măreț, l-a numit cavaler Ordinul Meritului de Onoare, nu? Pe fostul viceprimar al Bucureștiului de la PSD, un domn care s-a remarcat prin semne obscene în plen, un domn care a spus fostelor mele colege din Consiliul General că este scârbă să discute cu ele pentru că au burta la gură, o consilieră însărcinată la vremea respectivă. Faptul că domnul Iohannis folosește instituția prezidențială să asigure onoruri, rang de cavaler unui asemenea om, și faptul că aparține PSD-ului, e cea mai mică dintre probleme. Nici nu este asta problema. Problema este comportamentul dumnealui, care a sfidat orice urmă de decență față de bucureșteni, față de femei, față de colegele și colegii lui din Consiliul General. Asta ne arată la ce nivel de
dispreț, aș spune, față de instituțiile statului și față de cetățenii din București a ajuns domnul Iohannis. Eu cred că bucureștenii văd asta, da? Deci tocmai nu v-ar fi ajutat din punct de vedere electoral? Adică v-ar trebui să vă rugați să-l pună pe listă. Bun. Acum, domnul Iohannis poate să candideze oriunde dorește dumnealui ca independent, nu poate să dețină aceste funcții în paralel. Am auzit din partea PNL-ului de multe ori această replică că ei scapă de constrângerile neconstituționale care au fost puse asupra domnului președinte să nu poată candida. Ori Constituția este tocmai cea care clarifică rolul neutru al președintelui statului de mediator între puterile politice, între societate și stat. Și cu acest ultim gest al domnului Iohannis de a-și folosi partidul din Parlament pentru poftele inimii sale și atât, pentru că e o lege pentru un singur om, cum foarte bine ați spus și dumneavoastră, ne arată pe de-o parte faptul că PNL-ul este în continuare la voia domnului Iohannis, acest lucru nu s-a schimbat deloc, și ne arată că domnul Iohannis își înțelege în continuare rolul ca fiind despre propria dumnealui persoană și nu despre serviciu public. Când veți da și dumneavoastră președintele, dacă o veți da pe doamna Lascone sau pe altcineva, veți avea aceeași relație cu președintele țării. Asta s-a întâmplat și pe vremea PSD-ului lui Ion Iliescu, asta s-a întâmplat și pe vremea PDL-ului lui Traian Băsescu, asta s-a întâmplat și pe vremea PNL-ului lui Klaus Iohannis. O vedeți pe doamna Lasconi cerând lucruri atât de absurde. Elena Lasconi a declarat și a și reușit în mandatul ei de primar să fie această forță pentru binele comunității și unde a fost nevoie să nu țină cont de liniile politice pentru a asigura o majoritate pentru obiectivele pe care le considera bune pentru comunitate, a dovedit asta cu vârșind de sat. Bun, deci credeți că liberalii vor continua cu acest amendament sau cred că nu mai există nici măcar liberali care pot să spună cu certitudine ce vor face liberalii în momentul. Mă rog, toată lumea așteaptă acum decizia de la Biroul Electoral Central. Da, el poate, procedural vorbesc acum, el poate fi retras de cei care l-au depus, deci cei doi, cel de la Senat și cel de la Cameră. Domnul Fenechiu, doar așa poate fi retras. Da, poate să rămână acolo, să zacă încă 20 de ani, când se va pune din nou problema unui președinte care va vrea să candideze. Există o procedură parlamentară, nu este așa, pentru că la prima cameră sesizată sunt niște termene care trebuie respectate, trece tacit la cealaltă cameră. Acum să nu uităm că totuși PNL-ul a copiat la propriu și amendamentul și această tactică din cartea PSD, care a făcut exact aceeași modificare pentru domnul Iliescu. Este copiată, dar atunci cumva situația era alta. Nu era membri ai Uniunii Europene, situația erau politică timpuri, nu era alte la fel, vremuri, democrația și scopul, era... Da, și scopul, a, noi suntem împotrivă cu totul. Doar mă fascinează și poziția PSD-ului care a făcut asta pentru domnul Iliescu, dar acum a redescoperit Constituția. Poate s-a modernizat și e foarte drăguță și poziția PSD-ului. Dar situația, într-adevăr, la vremea respectivă a fost alta. Între timp, însă, cei de la Partidul Național Liberal și ne pare rău că nu avem un reprezentant al celor de la PNL, am cerut astăzi în mod insistent să fie reprezentat și ei în această emisiune, însă nu au găsit un comunicator. Până nu vine decizia de la Biroul Electoral Central. Dar și aici mi se pare o problemă. De când Biroul Electoral Central este consultant juridic pentru un partid politic, indiferent care... Acum e PNL. Da. Rolul becului ar trebui să fie în felul următor. Ai depus listele și trebuie, ei sunt cei care validează listele. Păi asta înseamnă... Mai întâi trebuie să depui listele, nu să întrebi. Ăștia sunt buni pentru lista noastră? Îi validați sau nu? Dar nu e o instituție care se exprimă asupra oportunității sau constituționalității sau legalității. Așa să citesc ce au cerut cei de la PNL sub semnătura secretarului general al Partidului Național Liberal, domnul Bode, celor de la Biroul Electoral Central. În raport cu argumentele de mai sus, în care aduc argumente din decizia Consiliului Legislativ, avem rugămintea de a pronunța o hotărâre în interpretarea dispozițiilor articolelor de lege. Deci cer o hotărâre a Biroului Electoral Central. Bun, aici, de fapt, hotărârea la ce trebuie să se refere? La faptul că președintele Klaus Iohannis ar trebui să candideze din perspectiva liberalilor ca independent, da? De fapt, asta e miza aici, asta e cuvântul cheie, independent. Deși, din punctul meu de vedere sau după logica mea și după logica normală, se bat cap în cap cele două noțiuni. Nu poți să fii și independent și candidat pe listele unui partid politic în același timp. Aici, ori ești independent, ori ești anexat politic. PNL nu s-a prezentat.
și s-au, da, s-a amânat, da, pentru joi, deci nici acolo nu s-au prezentat. Păi, ideea este, acum n-am înțeles exact, ei vor o hotărâre interpretativă a textului care? A textului propus sau a textului în vigoare? Că e interesant. A textului în vigoare. În vigoare. A textului în vigoare. Alineatul 5 din legea 208. De asta spunea și domnul Ciolacu, să mai consulte PNL-ul niște juriști, că pe legislația actuală ar putea să candideze. Bineînțeles, dar trebuie să-și dea demisie, ceea ce nu vrea. Pentru asta a fost poziția domnului Florin Iordache de la Consiliul Legislativ. Există însă opinii de la Curtea Constituțională care spun că pe legea în vigoare nu poți să candidezi ca și independent pe lista unui partid politic și nu doar domnul Iohannis, orice, da, orice alt cetățean. Persoană. E drept că forma anterioară a legii avea o formulare mult mai clară. Spunea că un candidat independent este un candidat care se autopropune către cetățeni. De ce a dispărut acea formulare? Nu există o explicație foarte clară pentru asta, dar chiar și dacă ne uităm la istoricul de până acum, în momentul în care un candidat depune declarația, este și cazul meu când am candidat, cazul oricui, trebuie să scrie apartenența politică. Ori, dacă nu scrii nicio apartenență politică, în momentul în care depui la biroul electoral județean, în cazul Bucureștiului, nu ți aprobă candidatura, dacă scrie apartenența politică PNL fără să fii membru PNL, e fals în declarație. Adică inclusiv din perspectiva procedurilor în vigoare în momentul ăsta, nu poți să-ți declari apartenența politică la un partid fără parte, să fii membru. Pe de altă parte, vreau să citesc și articolul din Constituție, articolul 84, incompatibilități și imunități, da? Articolul 1 spune așa, în timpul mandatului, președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată. Deci nici măcar mandatele de senator cu cel de președinte nu pot fi, nu se pot suprapune, în afară de faptul că nu are voie să fie membru al unui partid politic. Întrebarea este dacă te obligă Constituția sau o altă lege să fii membru de partid. De fapt, aici e problema. Faptul că te obligă o lege, legea de alegere a Parlamentului, să fii membru de partid ca să depui listele. Dar până la urmă urmei, dacă închid cei de la BEC ochii, doamna Florea, am putea să-l vedem pe Klaus Iohannis încălcând toate aceste legi, cei de la PNL și pe el pe liste? Nu cred. În primul rând, ce spuneați noastră, dacă ești membru al Parlamentului, tu deja te exprimi politic, pentru că prin votul tău tu exprimi ceva. Ori instituția prezidențială, tocmai asta e ideea, trebuie să fie apolitică, mediator și deasupra tuturor. Nu cred că ce spune Becu are importanță. În momentul ăsta cred că nu mai are importanță nici pentru PNL, din moment ce nu s-au dus să-și susțină cauza. Nu, dar pentru cei dar care au nevoie știu de voturile noastre. Ori noi ne-am exprimat că nu votăm, așa că nu știu cum ar trece, sincer. Ca să rezumăm puțin, Larisa, situația. PNL își dorește așa, în acest moment, ca Becu să vină și să spună președintele Klaus Iohannis poate să candideze pe lista voastră a liberalilor fără să fie membru de partid, pentru că este asimilat unui independent. Ceea ce sigur contravine cu opinia celorlalte partide, care spun că din momentul în care numele lui Klaus Iohannis apare pe lista PNL, nu se mai poate vorbi de independență. Însă, sigur, intrăm după aia într-o zonă complicată juridic, nu știu unde s-ar putea rezolva, la Curtea Constituțională, după aia la birou electoral, nu? Că din momentul în care depui lista de candidați la parlamentare, sunt contestații. De fiecare dată se întâmplă asta. Da. Cineva poate să conteste, USR sau AUR sau oricine, poate să conteste. Ce va face BEC atunci? Va spune, da, respingem contestațiile pentru că noi ne-am antepronunțat la o solicitare a liberalilor? De asta spun. Da, exact. E și o antepronunțare. N-are nici logică politică, nici logică democratică. Da, suntem conștienți cu toții că asta nu este ideea PNL. Exact. Noi discutăm despre ideea lui Klaus Iohannis, care probabil a rămas fără variante. A picat treaba cu NATO, a picat treaba cu Comisia Europeană, a ieșit la pensie din funcția de profesor, ce să fac, e mai simplu așa. PNL la locomanda, vreau să fiu senator. Da, și pare o modificare făcută pe genunchi, tocmai când ne uităm la termenul ăsta strâns. Acum trebuie modificată legea, că mai sunt câteva zile până se depun listele de candidaturi. Deci dacă intuia cineva din PNL, stai puțin, că se apropie finalul mandatului și domnul Iohannis ar putea să rateze toate funcțiile, hai măcar să-i dăm un post la Senat. Puteau să modifice linia noastră. Să ne imaginăm că ar fi vrut să fie europarlamentar. Ce s-ar fi întâmplat? Se schimba legea în iunie, nu, în mai. În mai și rămâneam cu președinte interimar. Acum dacă stăm să analizăm, doamna Țoiu, eu am o curiozitate. Credeți că totuși acest calendar al alegerilor și aceste alegeri parlamentare puse fix pe 1 decembrie, crezi că au avut în spate și un astfel de plan? Pentru că, practic, mandatul de președinte se termină înainte cu o zi de mandatul Parlamentului. Adică noului parlament. Da, începe o dată cu noul parlament. Deci, cumva ar fi Klaus Iohannis, cumva dintr-o funcție înaltă. Adică, azi ar fi președinte
președinte, mâine ar fi senator. La felul în care domnul Iohannis și-a folosit până acum funcția, eu n-aș exclude nici scenariul în care domnul Iohannis invocă războiul de la graniță și își prelungește numărul de mandate. Pentru că sunt două mandate, cu această excepție a stării de urgență și a războiului. Toate variantele mi se pare că sunt la îndemâna domnului Iohannis din moment ce a depășit limitele implicite ale bunului simț și ale principiilor constituționale ale funcției dumnealui. Și mai e ceva foarte important. Astăzi și săptămâna trecută în Parlament, aceste instituții au fost convocate, grăbit, aproape fără precedent. A fost cerut avizul și Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social la 48 de ore de la depunerea amendamentelor. Da? Deci s-a mobilizat tot Parlamentul la voia PNL-ului și instituțiile Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social, în condițiile în care astăzi, de exemplu, am avut în dezbatere în Comisia de Fond de la Senat legea pentru îndreptarea legii pensiilor, aceste nedreptăți făcute persoanelor cu dizabilități, celor care au lucrat în grupe de muncă, o lege care are jumătate de an deja de când este pe parcurs și aici s-au tot încălcat termene, s-a tot amânat, adică nu doar decizia care îl privește pe domnul Iohannis e relevantă în acest moment, ci și faptul că au fost grăbite, invocate proceduri de urgență pe tot parcursul, pentru domnul Iohannis și atât, pentru că erau un set de amendamente și o propunere legislativă care îl privea exclusiv pe dumnealui. În schimb, când vorbim de cei peste jumătate de milion de pensionari nedreptățiți sau oricare dintre celelalte legi mult mai importante care ar fi trebuit dezbătute, vedem exact același partid, PNL-ul, frânând procedurile parlamentare. E vorba aici și de o utilizare extremă a privilegiului politic. Și știți, ieri urmăream comunicatorii PNL, chiar sincer, mi-a părut rău așa de ei, cum invocau expertiza domnului Iohannis și bogata experiență și dacă îi întrebai, bine, domnule, zi-mi și mie o realizare din două mandate, ceva pentru țara asta, nu știu, a negociat ceva, nu știau ce să spună. Bun, acum, sigur, funcția de președinte a României și din această perspectivă constituțională îți rezervă dreptul de a te pregăti pentru politică externă. Și cred eu că în 10 ani președintele Claus Iohannis și-a stabilit niște contacte în plan extern. De acord, dar asta nu îl împiedică să fie un senator ceva mai bun decât alții pe care îi avem acum în Parlamentul României sau pe care îi vom avea. Asta dacă vine la birou. Da, dar cu această condiție să vină la birou și să-i pese de activitatea sa. Dar, sincer, îl vedeți intrând în lift cu 4-5 colegi nu-l și sunt colegi de bancă în plen cu altcineva? Dacă ar veni și Gigi Becali, s-ar întoarce și doamna Șoșoacă în Parlamentul României, s-ar putea să fie o legislatură chiar interesantă, viitoarea legislatură, și cu Claus Iohannis. Din perspectiva mea, Larisa, ca să scutim asemenea situații penibile în care ne aflăm, ar trebui modificată Constituția și, printre alte modificări, putem să ajungem la această soluție, cred eu, ca foștii președinți ai României, în momentul în care își termină mandatul, să devină senator de drept. Se practică asta mai multe țări din statele și din Statele Uniunii Europene, deci l-am fi scutit pe Ion Iliescu să-și modifice legea pentru asta el însuși. Din nou o decizie politică. L-am fi scutit pe Traian Băsescu să mai candideze în 2016 pentru post de senator și pe Claus Iohannis la fel. A tras partidul, a intrat în Parlament. Sunt decizii politice, dar dacă din moment ce ai fost președinte, un mandat sau două mandate, trebuie să înțeleagă și politicienii noștri care ajung la cel mai înalt nivel că nu e oportun să te mai cobori acum să te ceri cu doamna Șoșoacă pe o felie electorală ca să mai primești 3 voturi în plus să ajungi în Senatul României. Așa că la câte privilegii acordăm eu în general unor oameni foarte norocoși, ok, să mai închidem ochii și la un privilegiu pentru un senator de drept, cred că nu asta ar fi problema. Da, nu cred că ar fi foarte costisitor, da? Apropo de asta, urmează 4 ani, doamna Țoiu, fără alegeri. Ar fi un moment oportun să se pună toate partidele la aceeași masă și să modificăm într-un final Constituția? Da, cu siguranță. Noi, de altfel, și în ultimii 2 ani, cum foarte bine știți, am tot cerut și trimis spre vot în comisii și în plen referendumul pentru inițiativa fără penal în funcții publice, care între timp este un succes, este acum în lege această incompatibilitate, însă așa cum am văzut legi schimbate pentru amnistii fiscale, pentru dosare din justiție care trebuiau șterse cu pixul lege, nu este exclus ca această restricție pe care noi am introdus-o în lege cu o majoritate parlamentară care a fost nevoită să o susțină din presiunea publică să fie reversată ulterior. Așa că noi în continuare susținem introducerea
în Constituție. La fel cum stați puțin, noi... că s-a aplicat unei nu s-a aplicat nimănui de fapt. Era o lege tot așa, dată pentru o singură persoană, dată pentru Liviu Dragnea. Nu. S-a aplicat multor candidați la nivelul primăriilor care nu au putut candida. Da. Au fost candidați care au avut definitiv condamnări finale pe pornografie infantilă, abuz sexual asupra trebuie copiilor, care nu au mai ajuns să candideze nici pe listele PSD, nici pe listele PNL. Deci da, s-a aplicat. Da. Pe de-o parte. Pe de altă parte, un alt lucru care ar trebui modificat în Constituție, din punctul nostru de vedere, este coborârea vârstei de vot la 16 ani. Sunt mai multe țări în Uniunea Europeană care, inclusiv la aceste alegeri pentru Parlamentul European, au experimentat asta. Și eu personal cred la 16 ani? Cred că sunt și oameni de 40, 30, 50 de ani care nu știu ce e Parlamentul. Cred că în momentul de față, accesul la informații al copiilor de 16 ani este similar cu accesul de informații al unui adult, pe de-o parte. Pe de altă parte, cred în general în principiu în care dacă tu contribui la ceva să fii parte din decizie, poți să contribui cu taxe de la 16 ani, te poți angaja. Nu cred că decizia de a te angaja și de a plăti taxe și de a avea un angajator și responsabilitatea respectivă este o decizie mult mai ușoară, mult mai lejeră, care cere mult mai puține de la tine decât decizia de vot. Deci da, eu cred că tinerii de 16 ani ar trebui să poată vota, deși în acest moment ce vedem majoritatea parlamentară tendința opusă, chiar acum până să intru la dumneavoastră în emisiune, dezbăteam în comisie, de exemplu, participarea la deciziile școlii în Consiliul Director, unde, din punctul nostru de vedere, din nou, lucrurile care te afectează direct ar trebui să aibă deschiderea să fii parte din decizia respectivă în Consiliul Școlii, în bugetarea participativă la nivelul primăriilor și da, drept de vot universal. Da, drept de vot la 16 ani? Putem face o dezbatere, sunt argumente pro și contra, nu poți să iau decizia acum, să vedem textul, propunerea, da, e Parlament să se discute. Dar trebuie să punctez un pic că în accepțiunea USR de pe vremea lui Liviu Dragnea, a fi penal implica egal să fie anchetat. Nu este asta în propunerea noastră legislativă, noi am vorbit de condamnări. Aia erau penali. Cum aveai un dosar, erai penal. Acum va schimba retorica, numai cine eu e condamnat e penal. Nu am avut niciodată altă abordare, niciodată n-am avut altă retorică. Cine nu sare, ia condamnarea. Și propunerea noastră legislativă este foarte clar legată de condamnări. Bine. Lăsați. Deci ăsta este adevărul. Că da, ați fi, doamna putem... Fela, de acord să se introducă în Constituție această interzicere a candidaturilor pentru persoanele care sunt condamnate definitiv pentru anumite infracțiuni? Sunt jurist. Sunt oameni care sunt condamnați și în hotărârea de condamnare li se interzice un anumit drept pe o perioadă de timp și atunci s-ar putea ca o propunere în Constituție să fie ușor excesivă, pentru că omul se poate reabilita. E într-adevăr de discutat dacă stă în picioare din punct de vedere, în primul rând, constituțional. Pentru că pot fi condamnați oameni care, nu știu, au avut un accident de mașină sau... Nu, asta zic, nu neapărat, eu știu că asta merge spre, se bătea monedă cu corupția, cu așa mai departe, dar poți fi condamnat și pentru lucruri care nu au nicio legătură cu corupția. Dar propunerea. Dar eu mă bucur că putem discuta despre asta, adică faptul că, eu nu refuz o dezbatere și o discuție, desigur, că în orice idee de modificare există și argumente pro și argumente contra. Important este ca la sfârșitul zilei tu să ai o democrație consolidată, dar astfel încât să ai și respectate drepturile și libertățile. Suntem totuși membri UE, avem și dar obligația de a respecta și directive europene. Vedeți, începând de anul viitor, toate partidele parlamentare la aceeași masă, încercând să lucreze la modificarea Constituției, s-a mai încercat. E clar că trebuie să existe o voință politică. E clar că trebuie să existe voință politică. Asta este clar. Dar asta depinde în primul rând de cum va arăta arhitectura parlamentară din decembrie încolo. Cine, câte voturi va avea, ce alianțe se vor face, din ce observ ca parlamentar de două mandate, se negociază pe fiecare proiect de lege. Și se negociază, nu tot, adică se poate negocia chiar și cu partidele de opoziție. Sunt legi care sunt votate și poate, de USR și de AUR. Poate accepta USR și AUR să voteze proiectul pentru întotdeauna, Claus Iohannis. Și este bine că este așa, știți? De aceea avem multe partide, de aceea e democrație. Tot discutăm. E foarte bine, s-a terminat cu partidul unii. E foarte bine că suntem diferiți, că avem idei și că discutăm. Asta înseamnă democrație. De ce nu mai folosiți sloganul ăla, cine nu sare ia condamnare? Suna foarte bine. De ce nu mai folosiți sloganul ăla, cine nu sare ia condamnare? Nu știu de el.
Nu știți? Posibil să fie cum să nu știți, doamna Țoi, era în Piața Victoriei, toată lumea sărea acolo în fața guvernului. Asta înseamnă că n-ați fost la proteste? Am fost la proteste, dar acel slogan mi-e străit. Păcat, era foarte bun. Sondaje interne? Sloganul meu preferat e ăla cu nu care? Producem cât, vă rugăm să ne scuzați, nu producem cât furați. Ăla a fost dintre toate, de departe, sloganul meu preferat de la sondaje proteste. Sondaje interne aveți? Da. Și Elena Lasconi cum stă? Pe locul 4 sau pe locul 5? Noi o vedem pe locul 3, însă, ce e foarte acum important de spus... Acum sau la finalul cursei? Sunt mai multe variante de sondaj. Noi facem sondaje constant. Unde vedem noi în momentul de față cursa pentru turul 2, da, pentru că despre asta discutăm, este între Elena Lasconi, Simion și Mircea Joan. Între acești pe trei actori politici. L-ați exclus din... Nu l-am exclus noi. Sunt voturile cetățenilor. În momentul de față, așa cum arată lucrurile chiar și înainte de momentul în care PNL-ul să se pună iarăși preș pentru domnul Iohannis, nu pare că domnul Ciucă este în poziția în care să intre în turul 2. Așa că în momentul de față, în datele pe care le vedem noi, în sondajele pe care le avem, între aceștia trei este competiția. Între un fost președinte deci, al PSD, nu, cel mai longeviv înțeleg, președinte al PSD-ului, să, de altfel, să un extremist... Să e clar că Marcel Ciolacu intră în turul 2 și e vorba de al doilea candidat. E vorba de al doilea candidat, da. Între un candidat care vine de la NATO și într-adevăr a avut acest avantaj al funcției internaționale, pe de altă parte, cred că românii poate să-și aducă aminte că a fost cel mai longeviv președinte al PSD-ului, că la campania dumnealui anterioară există dosare cu condamnare, nu pentru dumnealui, ci pentru finanțatorii campaniei. Cred că pe măsură ce oamenii și-aduc aminte totuși de această istorie, asta o să se vadă și la nivelul voturilor. Iar despre opțiunea extremistă care ar vrea să ne scoată din europeană și are această influență puternic legată de Rusia, aici iarăși cred că toți oamenii de bună credință și-au dat seama că e doar utilizarea unei furii născute și crescute din incapacitatea acestei guvernări de a gestiona practic relația între stat și cetățeni, dar nu poate să practic, fie o soluție. Practic, doamna Țoiu, dacă doamna Lasconi, candidatul dumneavoastră, intră în turul 2, veți fi cumva obligați să mergeți la cei de la PNL să le cereți să vă ajute să vă sprijine în turul 2. Către electoratul PNL, da, dar noi către electoratul PNL deci, am mers de-a lungul timpului de fiecare dată. Adică aici, și eu spun cu toată deschiderea și sinceritatea, noi către electoratul PNL, către cetățenii care de-a lungul timpului au votat PNL până să apărem noi, când am avut obiective care au ținut de Nicușor Dan la primăria municipiului București, de exemplu. Anterior, acum 4 ani, am avut primari pe care i-am... Am reușit să-i ducem în funcție, în rolul de primar, împreună cu PNL la vremea respectivă. Că PNL-ul are temporar o conducere care a trădat și istoria, și ideologia, și electoratul partidului, noi credem că acesta e un episod pe care PNL-ul va depăși. Sperăm. Dar către electoratul de dreapta, electoratul liberal, noi mergem constant cu o ofertă care, din punctul nostru de vedere, este în acest moment opțiunea corectă pro-europeană de dreapta. Stați puțin, doamna Țoiu, că spuneți că PNL a trădat electoratul de dreapta. Conducerea PNL. Conducerea. Asta a fost la alegerile locale au fost pe locul 2, au luat 30% aproape. Deci votanții PNL nu par foarte deranjați că liderilor s-au dus către PSD. Cine dintre primarii PNL care au luat acest scor este cu adevărat în conducerea PNL-ului și partea acestor decizii? Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră este că sunt niște oameni cu istorie politică în PNL și n-am negat asta niciodată, care și-au reconfirmat votul cetățenilor în politic. Câteva cazuri. De acord, da. Bojan și așa. În acest moment sunt ei conducerea PNL-ului? În acest moment decid ei dacă Parlamentul se pune preș în fața lui Iohannis încă o dată? Nu. Sunt ei cei care au decis să se pună PNL-ul breloc către PSD în această guvernare? Au venit ei cu aceste taxe inventate de PNL, taxa pe boală, de exemplu, inventată de domnul Boloș, pe concediile medicale și pentru femeile care tocmai au născut în concediu de lăuzie. E vreunul din acești oameni care a câștigat pe 9 iunie votul cetățenilor pentru că au candidat primari parte din aceste decizii pe care conducerea PNL-ului le acum? Pentru că informațiile pe care le avem noi e că nu. Că există o propastie și în interiorul PNL-ului între acești oameni și ceilalți. La adresa conducerii sau la adresa președintelui. Este totuși un partid vechi care nu are această cultură. Adică când vorbim de PNL, vorbim totuși de un partid care a făcut parte din sistemul vechi, nu de puține ori, care nu are această cultură pe care noi o avem, de exemplu, în USR, cu avantajele și dezavantajele pe care asta le generează. Să vă sfârșiați reciproc. Public. E o dezbatere vie la noi și oamenii știu punctele de vedere și acolo când ele sunt diferite, dar aș spune că suntem unici din punctul ăsta de vedere, din nou, cu avantajele și dezavantajele pe care asta le creează. Asta v-a dus la 8,9%. Asta vreau să spun și eu.
M-ați întrebat de ce nu am văzut replici din partea celorlalți din PNL împotriva conducerii PNL-ului. Și din punctul ăsta de vedere, cred că explicația mea a fost clară și nici nu cred că o să vedem. Cred că așteaptă votul de pe 24 noiembrie. Dacă se califică în finală domnul Ciolacu, despre care agrem că are cele mai mari șanse să intre în turul 2, cu Elena Lasconi, vă așteptați ca Nicolae Ciucă sau PNL-ul să-l susțină pe domnul Ciolacu în virtutea actualei guvernări și poate unei viitoare guvernări sau să se îndrepte către dumneavoastră încercând să salveze dreapta? Mă aștept ca PNL-ul să ne susțină pe noi, pe Elena Lasconi, în turul 2, că despre domnul Ciucă e posibil dumnealui să caute și un loc de muncă mai departe la PSD. Nu știu, deciziile pe care le-a luat până acum de fiecare dată au avantajat PSD-ul. Eu nu sunt aici, nu stai să iau locul PNL-ului, dar trebuie să spun un lucru, asta cu furatul, de la începutul discursului doamnei. Vreau și eu să știu, poate o să aflăm, cine a dat, dom'le, tunurile alea în pandemie? Răspunde cineva cu miliardul ăla pentru vaccinuri, de tot plătim și acum, știți aia cu deficitul, noi plătim alea. Există. Da, există un dosar la DNA. Există și mai multe, poate, că avem, da, dacă vă amintiți, poate făcuse aflăm. Curtea de conturi, avea raport, da, scris cât s-a furat, cum s-a furat și așa mai departe. Dar încă la urmă o decizie definitivă. Iar USR clar a dezamăgit, pentru că asta s-a văzut la rezultatul votului de la locale. Și doi, dacă PNL ar fi vrut să facă vreo alianță cu USR-ul, ar fi făcut-o. Elena Lasconi tot a adresat tot felul de săgeți, încercând să creeze o discuție cu domnul Ciucă. După cum vedeți, mai degrabă s-a văzut cu Chichirău decât cu Lasconi. Deci nu cred. Cred că PNL s-a cam lămurit Dacă ați avea așa, doamna Florea, o superputere și ați putea dumneavoastră să decideți cu cine să intre Marcel Ciolacu în turul 2 dintre cei menționați de doamna Țoiu mai devreme, eu l-aș adăuga și pe domnul Ciucă în această listă scurtă, adică Elena Lasconi, Nicolae Ciucă, Mircea Geoană sau George Simion, pe cine ați vrea? Real, cred că PSD în acest moment are o șansă foarte mare de a câștiga alegerile prezidențiale. Am avut 10 ani cu Băsescu, 10 ani răi, da? Cu protocoale TK și cu oameni în cătușe și așa mai departe. Am avut 10 ani cu Iohannis, practic leneș, că n-am avut un președinte decât când vrea să intervină politic și să bage bățul prin gard, dar realizări, nu știm ce făcea la Consiliul European, nu știm. Și cred că electoratul vrea și să vadă cum este un președinte de stânga, mai ales că Marcel Ciolacu a avut un mandat foarte bun de premier, a jucat bine în plan extern. Vedeți, ați observat că pleacă, nu odată s-a întâmplat, și în state, și a mai plecat, cu oameni de afaceri, cu miniștri după el, ceea ce Iohannis n-a făcut. Că merge cu avioane de linie. Domnul președinte Iohannis este plecat și acum la New York, s-a dus tot cu o aeronavă privată și foarte scumpă. Nu e loc în acele avioane mici, ne-a spus Dumnezeu că nu sunt de lux, că sunt unele mici. Da, bine, puteau să meargă oamenii cu alt avion, dar nu. Deci mie mi se pare, și a guvernat într-o perioadă foarte tulbure așa. Adică a preluat un mandat complicat, cu război, cu post-pandemic, cu... n-a fost ușor, cu proteste și totuși a jucat foarte bine. A jucat foarte bine, deci, politic, a luat decizii bune, a ieșit în stradă, a vorbit cu protestatarii. Foarte... Dumneavoastră spuneți că Marcel Ciolacu câștigă cu oricine, intră într-un... Eu așa cred. Desigur... Normal, dacă e să fii egoist, te gândești, domnule, ar trebui să intre cu cineva care este foarte ușor de bătut. Între timp, domnul Ciucă a început să iasă între oameni. A fost la Festivalul Vinului, într-o localitate din Prahova, acolo unde s-a întâlnit și cu un domn care nu-l recunoștea. Haideți să vedem reacția lui Nicolae Ciucă. Bună ziua, adică bună seara, sau cum să vă zic, noapte bună. Așa. Și bine ați venit, da. Bine v-am găsit. Băiatul știe să se îmbra. Ciucă. Ia, Ciucă. Hai un pic. Băiatul e pe bal. Da,
Doamna Florea, e bine să mai ieșim și printre oameni noi, așa, nu noi, da, așa, ci politicienii, prezidențiabili. E foarte bine, e foarte bine să ieși printre oameni. Nu trebuie să te aștepți să te iubească toată lumea, pentru că nimeni nu este iubit de toată lumea. Nu, dar părea că domnul iubește, dar nu îl recunoște aici. Okay. Dar, desigur, trebuie să te aștepți la orice, pur și simplu. Oamenii sunt diferiți. Dar cât de importantă va fi această campanie între oameni, în mulțimi, la târguri, eu nu sunt adepta asta cu băile de mulțime, știți? Uh-huh. Dar nici să fii pe un tron de filde și deasupra tuturor și să ai pretenția să le știi pe toate. Normal că trebuie să ai un pic pulsul societății, legătura cu ce se întâmplă la firul ierbii. Până la urmă, nimeni nu știe mai bine ce se întâmplă în agricultură decât un fermier. Nimeni nu știe cel mai bine ce se întâmplă în sănătate decât un medic sau un asistent și așa mai departe. Adică nu poți să ai pretenția să stai undeva desprins de lume, așa cum stă Klaus Iohannis, și să ai pretenția să le știi pe toate. Este foarte bine că se ia contact cu cetățenii. Doamna Țoiu, Elena Lascone, am văzut-o că încă de când s-a anunțat că va fi candidat la alegerile prezidențiale, are multe videouri, cel puțin nu știu cât de mult merge printre oameni, dar am văzut-o la Antold, am văzut-o în Vama Veche, am văzut-o în zone în care merg în general oameni tineri. E acesta publicul pe care trebuie să-l atragă doamna Lasconi? Este și acesta parte din publicul pe care vrem să-l aducem alături de noi și este în continuare o parte alături de noi. Însă, la ce m-aș uita eu și ca cetățean și ca analist? M-aș uita la care dintre acești candidați au fost deschiși să vorbească cu oamenii, să le asculte nevoile, să acționeze în funcție de asta până în momentul în care a început campania electorală. Pe domnul Iohannis, bun, nu l-a scos nimeni din palat decât cu avionul de lux. Însă nici pe domnul Ciucă și rar l-am văzut și pe domnul Ciolacu ieșind între oameni, au rămas la fiecare la palatul lui. Elena Lasconi are acest istoric, inclusiv în cei 4 ani de primărie, de a avea întotdeauna ușa deschisă pentru audiențe, de a fi fost întotdeauna prezentă între oameni. Era doar în Câmpul Lung, adică știu doar oamenii din Câmpul Lung, îmi cer scuze. Eu, de la București, eu nu știu ce fel de politician sau ce fel de primar a fost Elena Lasconi. Acum o cunosc oamenii. E adevărat că Elena Lasconi a intrat cel mai târziu în cursa prezidențială și aici a fost nevoie și e nevoie ca noi ca echipă să ne asigurăm că oamenii află cine este Elena Lasconi, ce rezultate are, ce propuneri, cine e ca om. Însă putem să ne uităm la tot istoricul consultărilor și când a fost ușa deschisă la Palatul Victoria de domnul Ciucă sau de domnul Ciolacu, oamenii au ieșit de acolo fără nimic în afară de o declarație și o conferință de presă. Agricultorii, de fiecare dată când au fost la consultări, au continuat cu protestele pentru că până când nu a ajuns situația foarte gravă, nu le-a răspuns nimeni. Persoanele cu dizabilități care au ajuns să facă proteste în fața Palatului Victoria și în fața Parlamentului, în continuare se uită la premierul Ciolacu care spune că va rezolva situația când în practică ei au pensiile pe luna septembrie, la jumătate, dacă au ieșit la pensie acum în septembrie față de cei care ieșiseră înainte de noua legea pensiilor. Dar ce dezinformație, eu nu mai pot. Deci nu mai pot. În primul rând, de câte ori a ieșit... Nu, stați puțin, dar președintele, până la urmă, ormei nu se ocupă și de pensii și de persoane cu dizabilități. Adică nu, dar au avut calitatea de premier și calitatea de premier, ca și calitatea de primar, ți arată cum folosești funcția publică în relație cu cetățenii pe care îi reprezinți. Asta este cât se poate de relevant și pentru rolul de președinte. Care va fi felul în care acești candidați vor folosi funcția publică în relație cu cetățenii care le-au transferat încredere prin vot. Și putem să comparăm foarte ușor mandatele publice ale acestor oameni, sigur, în roluri diferite, de primar, asta de premier, dar la nivelul responsabilităților fiecăruia putem să ne uităm dacă încrederea oamenilor care a votat a crescut în ei sau nu, dacă ușa când a fost deschisă au ajuns la soluții cu oamenii respectivi sau doar la conferințe de presă și campanii plătite pe Facebook, și e uriașă diferența între ei. Da, vă întreb, putem să comparăm funcția de premier al României cu funcție de primar de un oraș mic? Putem să comparăm la fiecare dintre noi felul în care ne facem munca la locul de muncă, da. Putem să comparăm poate, dacă la nivelul responsabilităților noastre rezultatele proporționale arată succes sau arată insucces. E foarte simplu. Putem să ne uităm la Elena Lasconi, care 4 ani de mandat a adus investiții mai mari decât în ultimii 40 de ani și putem să ne uităm la domnul Ciucă, care a crescut și beneficii, a crescut și deficitul, a crescut și datoria externă. Doamna Țoiu, doamna Lasconi, dacă investea, dacă aducea și 100 de lei sau 20 de euro bani europeni, era mai mult decât nimic, decât ce au oamenii aia înainte. Deci asta cu cele mai mari investiții aduse de Elena Lasconi în Câmpul Lung nu se susține, pentru că dacă nu au făcut nimeni nicio... Haideți să ne uităm atunci la oportunitatea cealaltă pe care a avut-o domnul Ciucă. 30 de miliarde de euro pe masă negociate din PNRR, negociate deja. Nu doar că nu le-a atras în România, ci sunt blocate și de domnul Ciucă și de domnul Ciolacu. Cererea de plată care trebuia depusă la sfârșitul anului 2022 a fost depusă la sfârșitul anului 2023 și noi avem cel puțin 10 miliarde de euro din bani europeni prenegociați
blocați, în condițiile în care planul de datorii externe a României de finanțarea deficitului pe anul 2024 este de 40 de miliarde de euro. Deci vorbim de niște oameni care își folosesc puterea într-un fel în care nu reușesc să ia bani pe masă deja negociați acolo doar pentru România, dar se duc pe piața externă și împrumută 1,2 lei la voi care își trebuie încasată. Pentru banii aia nu vin așa ușor că au fost negociați și vin și ăștia n-au vrut să ia. Trebuiau să facă legea pensiilor corect. Trebuiau făcute niște... Trebuiau să facă legea salarizării unitare. Nu, stați puțin, că legea pensiilor e deja trimisă. Nu este aprobată și nu e transferată plata pe baza ei. Nu e aprobată, deci e trimisă. Nu erau niște lucruri, nu trebuie să facă la spațială. Legea erau pensiilor niște e bifadată, mai au alte probleme pe acolo. Stați un pic, alte... deci în primul rând. Suntem la un an distanță față de momentul în care trebuia finalizat. Avem un PNRR lamentabil, făcut la secret, cu care acum asta trebuie să facem. Ne place, nu ne place. Deci făcut... Știți că votat în Parlament legea pe pensiilor baza este agreată cu Comisia Europeană și cu alți experți de la Banca Mondială. Doar împrumutul, doamna Țoiu, nu și proiectul. Eram și eu jurnalist. Împrumutul pe baza căruia a existat, doamna Țoiu, nu a existat proiectul fizic. Sunt și alte țări europene în urmă cu PNRR-ul. Proiectul fizic a fost la domnul Ghinea pe un stic, nu a ajuns niciodată în spațiu public. El este și acum pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Dar ce am spus eu, o secundă doar, ce am spus eu a fost că PSD-ul a votat împrumutul pe baza căruia a făcut PNRR-ul. Condiționeze votul respectiv de acces la orice document. Asta, asta e greșeala lor. Deci au votat un buget pe baza căruia e bazat PNRR-ul. Au avut toate pârghile să obțină toate documentele înainte acelui vot. Suntem de acord cu asta? Nu, domnul Ghinea a stat în biroul dânsului cu niște oameni, știu eu că îl alergam eu prin Parlament pe domnul Ghinea la vremea respectivă, când efectiv nu voia să facă public absolut niciun proiect, niciun jalon, nicio reformă. Despre bucata aceea cum să comenteze, pentru că aveam foarte mulți consultanți pe care trebuia să plătească din PNRR. Timp, însă, dacă tot vorbim de fonduri europene, vreau să vă și anunț că după o scurtă pauză de publicitate, ministrul fondurilor europene, Adrian Câciu, vine aici în platoul la România Politică, mai dezbate și cu dânsul, vedem ce se întâmplă cu PNRR, cu bani când vin banii din PNRR. Rămâneți așadar pe Prima News. Doamnelor și domnilor, am revenit la România Politică. Vă spuneam înainte de publicitate că alături de noi în această oră vine ministrul fondurilor europene, Adrian Câciu. Bună seara, domnule Câciu, bine ați revenit la România Politică. Mulțumesc pentru invitație. Și în casă nouă de această dată, bine ați venit și aici. Aș vrea să discutăm puțin despre fondurile europene și asta pentru că mi-a atras atenția o știre, o declarație făcută de fostul premier, de președintele Partidului Național Liberal, de Nicolae Ciucă, care spune că nu s-au absorbit nici măcar 3% și suntem cam la jumătatea parcursului, făcând referire la banii europeni, acei alocați din 2021-2027. Așa. Cât s-au absorbit? Care este stadiul real al acestor? Are dreptat domnul Ciucă? Acum mă puneți așa direct să dau replică la o afirmație, mă rog, de campanie. S-a identificat o problemă, am înțeles. După 3 ani de când domnul Ciucă a fost premier și după care membru al coaliției. E bine că se identifică probleme și noi suntem nu numai la curent cu ele, dar și luptăm să lucrăm cu ele și să le ducem într-o zonă rezonabilă. La finalul acestui an o să avem în jur de 9%-10% absorție. Mi-aș fi dorit să preiau o absorție pe exercițiul 2021-2027 undeva la 30%. Am luat-o la 0. Adică în momentul în care ați preluat dumneavoastră zero mandatul... Zero apeluri, zero proiecte depuse, zero contracte. La acest moment, 58% din valoarea alocată României este scoasă pe masă, să zic așa, vorbim de apeluri lansate de 58% din alocare. Proiecte depuse sunt de aproape 60 de miliarde peste alocarea României, contracte semnate de 22 de miliarde de euro și în conturile României deja 1,4 miliarde de euro, iar plățile făcute către beneficiari de încă 1,4 miliarde de euro ne fac încrezători că la final de an o să avem 9% sau 10% absorție. Cât înseamnă 1,4 miliarde de euro? Undeva 4%, undeva. Ceea ce este deja în conturi, și deci peste până în 3%. Dar, încă o dată, ce vreți, nu o să dau neapărat o replică. Eu sunt adeptul politicii pragmatice. Observ o serie de candidați care par extraterestri.
Am văzut că și domnul Joană vine din alt neant și ne explică cum e mai bine pentru România. Aș prefera ca cei care au făcut politică în România să... Pentru că pe oameni nu poți să-i minți. Oamenii văd șantierele deschise, văd că s-a dat drumul la proiecte. Este, dacă vreți, suntem în situația de supracontractare și pe partea de proiecte de apă. De exemplu, alocarea pentru România este undeva la 2,8 miliarde de euro pentru apă canal. Vorbesc de politica de coeziune și contractele pe care le-am încheiat sunt deja de 4,8 miliarde de euro, deci dublu sumei aproape, iar am obținut acum acordul pentru supracontractare, ne ducem la 9 miliarde de euro, pe o componentă care avea alocată doar 2,8 miliarde. Deci acolo suntem. Cererea este foarte mare pentru proiecte. Contracte, încă o dată, uite, ca să facem o referință, încă o dată, nu vreau să intru în dezbaterea asta, care nu și-are sensul. Eu aș face referință sau raportare la perioadele anterioare. La 3 ani de zile de când România avea acces la fondurile 2014-2020, avea contracte de 1,5 miliarde de euro semnate și absorție zero în 2016. Deja suntem la 4% absorție, deja avem contracte de 22 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă, nu, de aproape 17-18 ori valoarea raportat la ceea ce era. Totuși, procentul ăsta este destul de mic, 4% sau 10% este când va fi la finalul anului. Cum vi-l explicați? Adică nu este interes din partea, nu știu, aleșilor locali? Nu. Încă o dată, când am intrat în zona de pragmatism pe această 2021-2027, dacă ne-am fi apucat de mai devreme să ne ocupăm de acest exercițiu, toată lumea s-a raportat la 2014-2020, cu siguranță în 2023 am fi avut deja și contractele pe care acum le avem și, evident, o absorție rezonabilă, astfel încât, v-am zis, puteam să avem acum 30%. Da, s-a axat toată lumea pe fondurile, pe exercițiu financiar precedent. 2014-2020, perioada de programare. Da. Acum, ce să vă zic, când s-a intrat la guvernare în 2021, noi nu aveam niciun program aprobat cu Comisia, nici acord de parteneriat. Ministrul Boloș, când a venit la fonduri europene, la fel, a găsit doar o sumă de care România ar putea să beneficieze, dar nimic scris pe hârtie. Și atunci, un an de zile a durat programarea, acordul de parteneriat semnat cu Comisia Europeană. Și Comisia trebuie să-ți aprobe lucrurile astea, nu este doar să scrii tu, este și negocierea cu Comisia. Dar nu poți să vii acum să critici de ce nu s-a făcut. Oameni buni, ați fost acolo. Puteam să fim mai avansați. Nu e problemă, le ducem. Important este așa. Ceea ce pe mine mă interesează, dincolo de absorția de acest an, care v-am zis 9-10% se închide, este că anul viitor să ajungi la 35%. Ca să ai o astfel de absorție în 2025, în decembrie, tu trebuie să ai contracte semnate. De aceea, pentru noi, setarea este așa, 25 de miliarde de euro contracte semnate la final de septembrie, acum suntem la 22,5 miliarde, mai avem o săptămână, se semnează și contractele de apă, ce a mai rămas, și la final de an 40 de miliarde de euro semnate. Pentru că nu-ți vin banii sau nu cheltui banii dacă n-ai contract. Trebuie să ai contractele semnate cu beneficiarii. Iar încă o dată, proiecte depuse de 60 de miliarde de euro ne dau orizontul că ceea ce spun eu acum se va și întâmpla. În 2025, la final, așa ar trebui să ajunge la 35%. Cum vă explicați totuși aceste atacuri venite din partea lui Nicolae Ciucă, tamnesam? Eu, sunteți într-o coaliție încă? Sau? Domnul Ciucă este un om, din punctul meu de vedere, în regulă, ca om. Da. L-am cunoscut, mi-a fost șef, nu? Era ministru de finanțe, de era prim-ministru. Mie mi se pare că, în mare parte, consultanții care îi spun că ar merge o astfel de abordare, va fi una prielnică pentru dânsul. Eu nu pot să transmit decât următorul mesaj, pentru că am fost în campanie de locale. Orice atac la PSD sau la vreun ministru PSD nu va aduce voturi în plus pentru PNL. Asta trebuie să înțeleagă, domnilor lor. În rest, suntem în campanie, nu suntem, încă o dată, nu facem tango, poate și noi mai atacăm câteodată anumiți colegi liberali, dar face parte din acest ansamblu, dacă vreți. Eu nu sunt de acord cu acest ansamblu. Eu nu sunt tipul de om, de exemplu, al adeptul mitului lui Făt Frumos. Eu sunt mai bun, tu ești mai puțin bun. Oameni buni, dacă noi înțelegem că România nu poate să înainteze decât dacă vom fi împreună și că suntem toți partea unui proces, atunci o să continuăm în astfel de dezbatere. Dacă nu erau alegerile prezidențiale, credeți că Nicolae Ciucă ar mai fi venit cu această critică la adresa dumneavoastră? Eu sunt convins că nu, pentru că îl știu.
Eu sunt convins că nu, dar evident trebuie oarecum să se detașeze, să spună că, uite, ceva nu merge bine. La nivel de guvern, că atacurile nu sunt la adresa unui ministru, sunt așa, la modul generic. Pentru că, normal, guvernul e condus de Marcel Ciolacu, care este un contracandidat al domnului Ciucă. Nu cred că, dacă vreți, internalizează foarte bine domnul Ciucă astfel de atac. Nu e tipul de om. Din punctul meu de vedere, nu e tipul de om să fie un om agresiv. Da? Da. Asta este campania electorală și... Dacă tot am început așa cu fondurile europene, banii din PNRR, domnule Crăciun. Și vreau să vă mai spun ceva, ca să știe toată lumea. Orice chestiune care s-a întâmplat în guvernarea Ciucă, dacă nu aveam ministrul de finanțe care să găsească resursele, să atragă investitori, să țină un pic echilibru, dacă vreți. Dacă nu aveam miniștrii care, totuși, ministrul transporturilor, care a schimbat paradigma de dezvoltare României, totuși, adică trebuie să avem un pic de, hai să spunem, echilibru când facem afirmațiile acestea. Da? Premierul, fără o echipă de miniștri performanți, nu are un mandat performant. E greu, domnule ministru, să fii și în campanie, să fii și prezidențiabil. Și nu, dar e foarte simplu. Oamenii văd. E foarte simplu să comunici de genul următor. Domnule, am plecat de aici și am făcut asta. Împreună am făcut asta și putem să facem mult mai multe. Știm că nu le-am rezolvat pe toate. E mult mai, din punctul meu de vedere, că cetățeanul apreciază mai mult. Unde sunt blocați banii din PNRR? De ce nu ne este aprobată ultima cerere de plată? De ce nu sunt virați încă banii? Practic trece și al doilea an în care nu avem niciun ban trimis de la Comisia Europeană. Urmează Comisia să ne transmită scrisoarea privind evaluarea pe cererea de plată numărul 3. Probabil la finalul acestui an vom încasa și banii. Avem acolo o serie de observații din partea Comisiei, probabil că va fi o plată parțială. Deci s-ar putea să nu primim toți banii. Da, este o chestiune pe care am anunțat-o, ne-am și asumat-o, sunt anumite lucruri pe care le-am negociat cu Comisia din punctul nostru de vedere. Comisia a fost și rigidă la anumite componente, mai ales în ceea ce privește micro-întreprindere. Acum, vedeți dumneavoastră, când s-a scris PNRR-ul, nu s-a ținut cont de impactul PNRR-ului asupra economiei românești. Mai ales un impact adaptat. Una este să gândești în paradigma lui 2021, n-avea nici război, n-avea nici criza energetică, una este să gândești în paradigma lui 2024, când deja economia este în regres, în încetinire. Ori în contextul ăsta, abordarea trebuie să fie una mult mai rațională din perspectiva modului în care așez reformele, dacă mă refer numai la reforma economică sau reforma fiscală. PNRR-ul e un succes până acum din perspectiva dumneavoastră? Raportat la ceea ce se întâmplă în Europa, vreau să vă spun că suntem fix în media, în mijlocul, la nivel median, cum sunt și celelalte țări. Deci, din punctul meu de vedere, dacă aș fi întrebat, mecanismul de redresare și reziliență nu este un succes la nivel european dacă rămâne la fel de rigid. Deci, încă o dată, suntem la cererea de plată numărul 3, să vă dau un exemplu, 17 state membre sunt sub cererea de plată numărul 3. 17 din 27, deci mai mult de jumătate. Ținând cont că PNRR-ul totul se desfășoară până în 2026, este un semn de întrebare pe care ar trebui să-și ridice inclusiv Comisia, dacă nu cumva, regulile de aplicare acestui mecanism, care a venit ca un mecanism de salvgardare. Acest mecanism nu este un mecanism de tip coeziune, în care ai un program cu care te duci și ai un efect la finalul la 7 sau 9 ani. A fost un mecanism de salvare a statelor, a ieșirii din criză și a devenirii lor mai reziliente în cazul unei noi crize. Au apărut încă 3 crize între timp, dar abordarea este încă una rigidă. Eu cred că noul Parlament European împreună cu noua Comisie vor găsi soluții să flexibilizeze, dacă vreți, modul de abordare al Comisiei asupra modului de realizare. O flexibilizare din partea Comisiei înseamnă o renegociere pe anumite proiecte, pe anumite reforme? Nu. Din punctul meu de vedere trebuie corelate mai multe acte normative la nivel european. Vă dau un exemplu. Dacă tu vrei să faci o lucrare de infrastructură și lucrezi pe directiva de achiziții publice, care e o directivă europeană. Având în vedere că tu ai un spațiu de timp foarte mic, care înseamnă august 2026, trebuia să ai o derogare, dacă vreți, cu păstrarea regulilor de transparență, cu păstrarea regulilor de competiție, dar a termenilor trebuiau să fie termenele mai strânse pentru achiziții publice, mai ales că aceste achiziții sunt achiziții internaționale. Licitațiile mari pe infrastructură se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Corelarea unor acte normative care au funcționat sau funcționează atunci când Europa e stabilă,
cu situațiile de criză, pentru că, până la urmă, PNR-ul răspunde la o situație de criză. Aici, cred eu că va trebui răspuns în perioada următoare de către Parlamentul European și de către Comisia Europeană. Deci credeți că se vor schimba aceste reguli până în 2026? Ar trebui. Pentru că altfel statele nu vor încasa acești bani, înțelegem, și proiectul la un, va fi unul leșmat. Noi, în implementarea PNR, nu plecăm de la ideea că stai liniștit, nu face nimic, că se vor schimba regulile. Una este să ne preocupe o optimizare a modului în care este gândit regulamentul european care a stat la baza mecanismului de redresare și reziliență, alta este să ne facem treaba la noi acasă. Din punctul meu de vedere, ceea ce este foarte important, uite, nu se vorbește, se zice cererea de plată, noi discutăm de bani, de cererea de plată. Noi am avut 55 de reforme în PNRR. La momentul ăsta 38 sunt îndeplinite. Adică suntem într-o zonă rezonabilă din perspectiva îndeplinirii reformelor. Pe de altă parte, avem investiții de realizat. Vedem că toată țara este șantier. Adică nu putem să spunem că nu s-a făcut nimic din PNRR. Iar eu sunt convins că în perioada următoare o să vedem primele investiții realizate. Fie ele în spitale, fie ele în infrastructura rutieră. Dar se cheltuie bani din PNRR? Cei care au venit? 3 miliarde de euro până acum este execuția banilor din PNRR. Și pe final de an eu spun că 5-6 miliarde va fi execut. 5-6 miliarde. Da. Și în paralel alte miliarde mai stau la Banca Națională? Din cele 9,4, 3 miliarde sunt deja cheltuite și o să ajungem la 5-6 miliarde, deci undeva o să rămână un 3 miliarde. Ținând cont după aceea că vine noul buffer, vine cererea de plată 2 miliarde și ceva, parcă e următoarea plată, nu? Cererea de plată numărul 3, valoarea netă e de 2 miliarde, valoarea brută e de 2,7, noi am încasat deja 700 de milioane prin prefinanțare, deci sunt deja în contul României 700 de milioane. Deci ar mai trebui încă 2 miliarde 2 miliarde, intre. Vedem care va fi reținerea parțială, vom avea 6 luni la dispoziție pentru a duce în regulă acele jaloane pe care Comisia le critică, v-am zis, unul dintre ele este cel cu micro-întreprinderile. Am reluat procedura la AMEPIP, iar a fost un subiect dezbătut de presă. Acel jalon va fi îndeplinit când procedura este închisă și considerată închisă de comisie, adică s-au respectat toate regulile de transparență și competență. Zic eu că intrăm pe mine, v-am zis, ceea ce consider că este realizat ca schimbare de paradigmă. România nu mai stă pe tușă din perspectiva investițiilor. Și ne ajută foarte mult faptul că sunt aceste ancore, fonduri europene, PNRR, dincolo de partea de rating de țară, dincolo de partea de evaluare internațională, ne ajută pentru că sunt, până la urmă, bani gratis care revin României. Niște bani care vor veni României sunt și în urma inundațiilor din Galați și Vaslui. Înțeleg că 1,5 miliarde de euro... 1,5 miliarde, atât am solicitat la acest moment. Comisii. Noi am solicitat ca țara, aceasta este valoarea pe care a făcut-o guvernul, da, că ar fi necesar. Pentru ce se vor folosi acești bani? Acești bani care vor fi, vedem, discutăm acum cu Comisia intens despre noul regulament care va însemna o flexibilizare a axelor din politica de coeziune. Dincolo de ceea ce înseamnă sprijinul direct acordat gospodăriilor, vor fi lucrările de infrastructură, diguri, poduri, drumuri afectate. Se va face ceva și în sensul în care să prevenim astfel de situații? Sper ca miercuri să avem ședința de guvern, în primă lectură, dacă nu și aprobat, eu sper ca să fie și aprobat, un nou sprijin pe care îl dăm familiilor afectate, 15.000 de lei pentru fiecare familie, pentru cumpărarea de electrocasnice. Știți, săptămâna trecută am aprobat un sprijin de 10.000 de lei pentru fiecare familie afectată, care poate să meargă pe orice fel de cheltuială. Iar acum vom avea acest nou normativ, vouchere pentru electrocasnice. Și astea vor fi din fonduri europene? Da. Sau sunt de la bugetul de stat? Nu, vor fi din fonduri europene. Discuțiile deja le-am început. Din 1,5 miliarde se fac și aceste vouchere. 1,5 miliarde se fac și acestea. Dar cele mai mari vor fi lucrurile de infrastructură. Și trebuie să recunoaștem că aceste inundații au afectat profund infrastructura. Pe de altă parte, dincolo de ceea ce acum reparăm, dacă vreți, trebuie neapărat să schimbăm și paradigma aceasta de abordare a infrastructurii, de apărare contra dezastrelor, pentru că investițiile, dacă nu le faci la timp, îți lasă vulnerabilități în situații de hazard. Dar banii aceia pe care îi primeau persoanele vulnerabile, bani europeni, o dată cardurile pe an, cardurile sociale, la două luni, 250 de vor mai rămâne în vigoare și din 2025 încolo? În 2020, eu am spus așa, pentru că
noi avem tot interesul să sprijinim în continuare persoanele vulnerabile și vor fi sprijinite. Forma prin care vor fi sprijinite vom stabili la noiembrie când facem, dacă vreți, bugetul și ordonanța Trenuleț, renumită ordonanța Trenuleț. De ce este necesar să facem acest lucru? Cu siguranță vom avea un sprijin pentru persoanele vulnerabile. Cât va fi acest sprijin și cum se va duce el? Că se va duce și pe încălzire, și pe partea de alimente. Trebuie să ne uităm un pic cum merg indicatorii sociali, dacă vreți, la fiecare din familie. Pentru că inflația a început să scadă, pentru că unele venituri au crescut, avem o creștere de putere de cumpărare la final de anul să fie de 15% față de anul trecut, și atunci trebuie cumva găsită această formulă. Vă dau și un element de risc pe care nu prea se vorbește în public de el. Cu cât ai mai mult sprijin, cu atât indicatorii aceia pe care dumneavoastră îi criticați mereu că suntem cea mai mare, cea mai săracă țară, cresc. Asta însemnând că tu recunoști că oamenii tăi sunt săraci. Adevărat. Oamenii noștri, sau populația, în mare parte nu are un trai decent. Adică suntem într-o realitate. Dar trebuie să o ducem într-o zonă rațională și rezonabilă, acolo unde este necesar să intervenim. Pentru că altfel extinzi această plajă a intrării în categoriile vulnerabile, vrând să ajuți, dar pe partea cealaltă de indicatori sociali, intri într-un risc în care ești criticat la nivel internațional pentru indicatori. Apropo de bani europeni, domnule ministru, când se va termina sau când se va închide această conductă a fondurilor europene, fie că vorbim de PNRR, de banii pe care îi avem până în 2027 și așa mai departe, pe următorul buget al Uniunii Europene vom mai avea bani de investit sau deja vom fi considerat o țară care ar fi trebuit să profite de pe urma aderării la UE? Eu vă spun, contrar tuturor analiștilor care deja ne anunță apocalipsa post-2027, da. Eu vă spun că vor fi bani. Deja sunt. Se vorbește, de exemplu, de fondul social pentru climă, care intră în vigoare din 2026 și are aplicabilitate până în 2032. Deci, iată, după 2027, deja avem o sumă de 6 miliarde de euro care este doar în acea zonă. Vor fi alocări însemnate și din partea de post-2027. Că există o reformă, nevoia unei reforme a politicilor, fie a politica agricolă comună, fie a politicii de coeziune, asta da, poate face obiectul unei dezbateri în Parlamentul European. Abordarea de genul pe care am auzit-o în ultima perioadă, că nu mai se dau bani pentru că avem o extindere și că vor trebui banii folosiți la alte state, nu este corectă. De ce? Pentru că riști să uiți care este filozofia fiecărei politici. Politica agricolă comună este realizată pentru piața comună. Avem o piață comună. Dacă renunți la politica agricolă comună sau diminuezi din intervențiile pe politica agricolă comună, o să ai afectată piața internă, piața Uniunii Europene. Și atunci o să fii dependent de importuri. Să fim serioși unde vrem să ne raportăm după 2027. La fel și politica de coeziune. Nu poți să ai o Uniune Europeană dezvoltată inegal. Până la urmă, politica de coeziune, asta este sensul ei, filozofia, este să echilibreze regiunile de așa manieră încât toate să aibă un nivel mediu de dezvoltare, să nu fie discrepanțe foarte mari. Deși există încă, iată, după 50 de ani de aplicare a politicii de coeziune, aceste disparități regionale, dacă vreți să le zicem. Deci eu nu sunt deloc sceptic, iar discuțiile pe care le-am avut, inclusiv cu europarlamentarii noștri, dar și la nivel de comisie, deși, v-am spus, sunt state care ne spun că ar dori să nu mai fie alimentată sau finanțată atât de puternic politica de coeziune, și aici mă refer la Germania și la Olanda sau statele frugale, cum se zice, eu sunt convins că pe un front comun cu Franța, cu Spania, cu Italia, cu alte state care încă nu și-au rezolvat, uitați-vă ce e în Franța, o țară dezvoltată care la fiecare element de, dacă vreți, de criză care se manifestă, devine sau se vede că e de vulnerabilă. Deci are multe de rezolvat. Nu poți să lași statele astea fără o finanțare adecvată. Și, încă o dată, lipsa unei finanțări comune înseamnă o presiune pe deficitele statelor membre. Păi, oameni buni, din 2020 până în prezent, Uniunea Europeană ne-a lăsat să ne rezolvăm problemele puțin cam singur. Întrebarea e dacă ne lasă și de acum încolo, domnule, da? Ministru. Adică trebuie să intrăm într-o zonă rațională. Ce vrem? Nu avem bani din politicile europene,
ne folosim de resursele naționale. Păi dacă ne folosim de resursele naționale, iar dezechilibrăm de fapt bugetul Uniunii Europene și alte elemente de indicatori macroeconomice ai Uniunii Europene, pentru că vom avea deficite. Aici, în această dezbatere, și va fi una destul de amplă, începând cu toamna acestui an la Bruxelles, cred eu că trebuie să câștige rațiune. Tot vorbeați de Comisia Europeană. Credeți că e un câștig faptul că România va avea inclusiv funcția de vicepreședinte în cadrul Comisiei Europene? Doamna Mânzatu va ocupa și această funcție. Este un câștig enorm pentru România. Este un câștig enorm, avem vizibilitate. Și de altfel, ați observat că statele este europene, dacă vreți, au totuși o altă vizibilitate în cadrul Comisiei Europene și portofolii grele. Dar pentru România este primul pas pentru recunoașterea statutului său de țară importantă a Uniunii Europene, vicepreședinte. Pentru că după ce ai atins acest statut, vă spun, 2030, hai să începem 2028. Dar eu văd lupta pentru șefia Comisiei Europene într-un orizont pe care îl vom prinde noi înainte să ieșim la pensie. Și mi se pare și firesc să fie așa. De ce să nu facem lucrurile? Ar trebui să fie următorul pas pentru România, să vizeze o funcție de președinte al Comisiei Europene? Am spus, poate nu 2028. Noi, pentru acest lucru, va trebui să devenim și o țară echilibrată structural. Trebuie să și demonstrăm Comisiei. Vedeți, dumneavoastră, întrebarea sau critica cu absorția. Ok, și dacă, de exemplu, ajung în 2023, în 2023 mai trebuia să absorbim 6 miliarde de euro din 2014-2020, deci în exercițiu, când am preluat mandatul. Cum să negociezi cu Comisia când tu, de fapt, nu ți-ai încasat banii pe care trebuia să-i încasezi în 2020? Nu ai un statut. Ceea ce îmi doresc eu de la viitorii miniștri de fonduri europene, în 2027 România să nu mai aibă ce să absorbă. De ce? Pentru că la negocieri când te duci și le spui, fraților, am avut și eu 31 de miliarde de euro, am terminat, vă rog să-mi dați alți bani. Dar dacă te duci și spui, am avut 31 de miliarde de euro, știți că am cheltuit și eu vreo 10, nu găsim o soluție să-i cheltui și pe ceilalți 20, cam așa eram 2020. Deci trebuie să vedeți poza de ansamblu. Deci la finalul exercițiului... Adică poziția de pe care negociezi, evident, de fapt, sau poziția de pe care ajungi, te duci la Comisia Europeană la negocieri. Exact, ca să ajungi în zona aia trebuie să ai niște argumente, trebuie să fi făcut ceva, trebuie să fi dovedit că ești serios. Portofoliul luat de România, ocupat de Roxana Mânzatu, a fost intens criticat, dar au fost cumva foarte opuse aceste critici. Unii care spuneau că e foarte bun portofoliu și alții care criticau că nu este un portofoliu semnificativ. Ce va face concret? Ne puteți da niște exemple cum va putea sau cum vor vedea românii că avem un comisar român pe acest portofoliu de muncă, educație? Haideți să ne întoarcem la esența unei societăți, omul. Până la urmă, portofoliul acesta este despre oameni. Eu înțeleg pe cei care critică că n-au prins ei sau n-au ajuns să fie, nici nu puteau să fie cei din PPE, să dorească acest portofoliu pentru că, în primul rând, n-au câștigat alegerile. Cel puțin în România, da? Și era e un portofoliu dorit de socialiști oricum, adică așa, la nivel european. Din punctul meu de vedere, este un portofoliu foarte important pentru România, pentru că dacă vrem să ne întoarcem la ideea de națiune la un moment dat, în 2028, și nu punem omul în centru tot întregii noastre preocupări, cred că o să devenim o țară abstractă, dezvoltată pe hârtie, dar omul a rămas în urmă. Iar Roxana Mânzatu chiar are un mandat destul de complicat. Oamenii nu duc bine în Europa, ci nu numai în România. Da? Crizele au lăsat, dacă vreți, tare adânci pentru categorii sociale, pentru societăți întregi. Vedeți ce se întâmplă în fiecare țară? Sunt frământări sociale de amploare și care vin din probleme structurale nerezolvate la timpul lor. Ori cred că acest portofoliu este exact șansa pentru comisarul nostru, pentru Europa, dar și pentru România, de a pune omul în centrul preocupării societății. Și asta va face. Avem acolo competențe, ne trebuie resursă umană calificată, ne plângem de ea. Trebuie să avem politici pentru pregătirea unei resurse umane calificate. Trebuie să nu mai avem o migrație așa haotică, inclusiv în Europa, dar nu numai, în care pleacă exact resursa umană calificată, în care s-a investit de către statele membre, deci trebuie o atracție către zonele de tehnologie avansată. Avem nevoie să ne educăm copiii, avem nevoie de educație, o educație a viitorului, nu o educație întoarsă cu privirea spre trecut. Sunt elemente de reformă pe care Roxana va trebui să le ducă în spate și care vor avea beneficii și pentru România, evident. Cu domnul Boloș cum lucrați? Pare
un ministru care deranjează chiar și în interiorul coaliției de guvernare. Bine, bine, nu, nu, eu cred că singura treabă care cred că ar mai trebui este un pic la comunicare. Deci știți cum este, trebuie să și... Eu am văzut miniștri de finanțe care erau profesioniști în marketingul eșecului, știți? În 2020 era un ministru de finanțe care eșua în continuu și rata deficitele, dar ne povestea cât de bine este, deși noi stăteam în casă. Deci Marcel Boloș, din punct de vedere aici, poate este un pic timorat de situație, pentru că, într-adevăr, să fii ministru de finanțe nu e simplu, dar să iasă un pic din zona asta de stres și să comunice mai pe înțelesul tuturor. Oamenii trebuie să înțeleagă care este beneficiul și unde este, dacă vreți, elementul mai complicat cu care se vor înfrunta. Credeți că va mai avea timp sau îl va scuti domnul Ciolacu de această corvoadă și îl va remania? De ce să-l remaniezi? Se vor întâmpla niște schimbări acum în toamnă, că pleacă și domnul Veștea la Consiliul Județean Brașov. Nu știu, asta e decizia a primului ministru, dar din punctul meu de vedere, bine, și până la urmă domnul Boloș face parte din echipa de miniștri propusă de Partidul Național Liberal. Știți cum e, noi ne-am uitat sau nu s-a făcut o evaluare în coaliție, pe el nu-l vreau, pe el îl vreau, pe el, adică e asumat de Partidul Național Liberal. Dar premierul este un om foarte echilibrat și eu nu sunt atât de convins că va fi această remaniere. Mai sunt două luni, avem un nou guvern, avem de făcut buget, avem de negociat cu Comisia să închidem această cale de ajustare pe 7 ani. Asta vreau să vă întreb. Este realist acest scenariu în care să negociem deficitul, să ajungem la 3% peste 7 ani? Așa este. Așa este discutat cu Comisia Europeană. Am văzut astăzi pe cineva care ne-a anunțat deja că Comisia a decis 4 ani. Dracu, nu e la curent cu nimica din ceea ce se întâmplă în realitate, dar pot să înțeleg ce o să spun public. Am spus-o și când era ministru de finanțe. Știți cum este? Când anunți lucrurile astea, probabil că urmează un rating de țară și vrei să destabilizezi sau să creezi știri apocaliptice. Sau urmează, nu știu, o emisiune pe dobânzi și poate cineva trebuie să câștige din influențarea pieței. Avem o negociere pe 7 ani cu Comisia Europeană și ea este legată de reformele și investițiile pe care le avem în PNRR, dar și de situația, dacă vreți, economică, normală. Vrem să facem austeritate, vrem recesiune. Europa este într-o pseudo-recesiune. Nu cred că ăsta e modelul de urmat. Cei care vorbesc despre ajustarea deficitului brutală... Dar totuși un deficit... Nici acasă. O gospodărie nu-și face o ajustare. Dacă vreți, aveți un credit, da? Ce faceți? Faceți alt credit ca să închideți primul credit? Adică... Dar totuși, anul acesta, un deficit de 8% nu e prea mult, domnule Căciu? Deocamdată este prognozat la 6,94%, la 7%. Vedeți, dumneavoastră, investițiile pe care le avem programate sunt la 7,2%. Undeva investițiile vor fi peste deficit. Și la acest moment sunt, dacă nu mă înșel, 85% din deficit sunt investiții. Iar dacă se face calculul pe deficitul primar, investițiile depășesc nivelul deficitului primar. Ca să înțeleagă toată lumea, deficitul primar este atunci când ai un deficit cash și scazi cheltuielile cu dobânzile. Pentru că cheltuielile cu dobânzile îți vin din spate, n-ai cum să, nu sunt cele adică influențate de o decizie guvernamentală. Adică să nu iei în considerare la deficit cheltuielile cu dobânzile. Da. Eu, din punctul meu de vedere, că am auzit, am văzut și opinia Consiliului Fiscal, eu îi respect. Să știți că progresul nu se face cu oameni conservatori. Nici o țară din lumea asta nu s-a dezvoltat fără curaj. S-a întins prea mult guvernul României. Dacă ne uităm la structura deficitului, încă o dată o să vedem că el este marcat de valoarea investițiilor. Încă o dată, am avut un deficit de 9,4% în 2020 și investiții de 1,7%. Vreți să facem la fel? Un deficit mai mic, dar ce facem? Comparând, spuneți că acum avem cumva investiții mai mari decât deficitul. Chiar asta avem. Și este o realitate pe care nu mai vorbim doar la televizor. O vede lumea. Oamenii, dacă noi avem acum și mergem câte o oră jumătate prin București, nu e din cauza că sunt prea multe mașini dintr-o dată. Dar chiar sunt șantiere deschise. Atunci înseamnă să lucrezi la metrou la M6, deja
ai bulversat o întreagă localitate. Vedem ce se întâmplă pe A7, vedem ce se întâmplă toate localitățile. Cluj. Aș vrea să știu ce se întâmplă la Cluj cu metroul din Cluj. Păi, înțeleg că vin, cum le zice... Vin banii? Râșnițele, și cum se numesc? Cârtițele. Cârtițele, așa, da. Înțeleg că vin... Dar banii au? Păi, contractul de finanțare este semnat. Contractul de finanțare, de contractul de lucrări este semnat. Vedem care e critica Comisiei Europene pe acel, din perspectiva PNRR, pe acel contract de lucrări. Iar, pe cele 300 de milioane. Pe cele 300 de milioane. Dar în afară de cele 300 de milioane din PNRR se vor mai găsi, au... Se vor găsi resurse financiare cu o singură condiție. Să se facă. Deci cu toată, cum să vă zic, deferența pe care pot să o am pentru domnul Boc. Dincolo de vorbe, vrem să vedem și șantierul în lucru. Asta e tot. Deci, cu siguranță că... statul român va găsi resursele financiare, fie ele din coeziune, fie ele din obligațiuni verzi, pentru că e transport verde. Uh-huh. Dar, încă o dată, să trecem de la vorbe la fapte. Da, aștept să vină cârtițele și să vedem că e șantier la Cluj. Da. Și colegii noștri de la Cluj cred că așteaptă cârtițele. Dacă ar depinde de dumneavoastră, ați trece la impozit progresiv de anul viitor? Nu, la acest moment, dacă vreți să mă întrebați, abordarea despre progresivitate trebuie făcută mai amplu. Toată lumea s-a dus pe impozitul progresiv clasic pe care noi l-am trăit. L-a inventat actualul guvernator Mugur Isescu când a fost premier, guvernarea CDR, da? Și, mă rog, a fost continuat de guvernarea PSD, premierul Năstase, și în 2005 a intervenit așa zisa cotă unică. De fapt, inventatorul progresivului este nimeni altul decât I.C. Brătianu în 1923. Impozitul progresiv pe venitul global se numea atunci. Eu cred că trebuie să finalizăm această digitalizare a ANAF-ului, astfel încât elementele de distorsiune, de necolectare să fie închise. Și după aceea poți să ai o discuție despre paradigma fiscală, cotă unică versus impozit progresiv. Acum, nici, știți cum este, hai să nu punem impozit progresiv, lăsați cota unică. Oameni, ce cotă unică? Vreau să vă dau un exemplu, să nu mai vorbim despre cotă unică, că nu avem. Nu mai există cotă unică. Și dacă dau un calcul aritmetic acum, totuși la proprietate se plătește 0,1%. Păi, punem 16%? Adică și chestiunea asta cu ambiția aceea, domnule, vrem cotă unică. Eu zic că avem niște cote de impozitare rezonabile, astfel încât ele să poată fi susținute și de mediul de afaceri și de către populație, dar pe de altă parte să asigure veniturile bugetare care se ne duc în continuare spre dezvoltare. Apropo de deficit, aș mai avea o întrebare. Când va reveni România și restul țărilor UE la acel prag de 3% deficit, care a fost înainte de pandemie? În principiu, în 7 ani. În 7 ani. Haideți să vă dau un exemplu, apropo, altă discuție despre deficitul de 7 ani. Este o discuție și de competitivitate regională. 5 state din regiunea noastră intră în deficit excesiv. România era deja. Da? Gândiți-vă că ei ar avea deficitul de ajustat în 7 ani și noi în 4. Deci automat noi avem mai puțin spațiu fiscal, putem să stimulăm mai puțin economia, ei ar avea loc să facă investiții, să dea ajutoare de stat. Majoritatea statelor vor cere 7 ani, pentru că toate au acest plan național de redresare și reziliență. Și sub condiția, încă o dată, vedeți că regulile fiscale s-au flexibilizat, nu mai sunt pactul fiscal din 2010, un pact al austerității a fost atunci, în care s-a tăiat cu barda, dar Europa a intrat într-o criză mai profundă, structurală, cu condiția ca și crizele sau răspunsul la crize să fie unul rezonabil din partea între Uniunii Europene. Pentru că vor mai fi crize. Să fim foarte serioși, vor mai fi crize. Vedem cum se mișcă geopolitica în jurul nostru. Nu cred eu că suntem într-o vreme chiar de pace. Lucrurile pot derapa. Și atunci trebuie niște mecanisme de intervenție. Iată, cu aceste inundații. 10 miliarde de euro. 10 miliarde de euro Uniunea Europeană nu le dă scoțând bani noi, ci sunt luați din banii care erau pregătiți pentru alte proiecte. Pentru alte proiecte. Da? Și atunci trebuie să avem, să fie o abordare de aceasta rezonabilă. Posibil ca în 2028-2029 să se înceapă să se revină la normal. Dar sub condiția să fie un răspuns la crize altfel gândit. Vedeți, vă dau un singur exemplu. Și acum, în ultimul raport prezentat pentru competitivitate, da?
care spune că 800 de miliarde de euro trebuie investite anual de statele membre ale UE ca să putem să avem o competiție corectă sau să fim la un nivel competitiv cu Statele Unite sau China. Critica a venit din partea Germaniei, care a spus: domnule, noi nu suntem de acord să ne împrumutăm la comun. Ba da, trebuie să fiți de acord să ne împrumutăm la comun. Pentru că problemele României sunt și problemele Germaniei. Când Germania se gripează, România are o problemă, are o sincopă economică. Dacă nu înțelegem că suntem partea unui lanț trofic și suntem împreună în acest joc, atunci o să trăim fiecare separat. Dar nu este în regulă pentru Uniunea Europeană. Domnule ministru, nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să mai discutăm și pe partea politică, pentru că intrați așa în rândul politicienilor. Ați fost consultant la PSD, apoi ați ajuns ministru, între timp v-ați înscris în partid și acum veți candida la alegerile parlamentare pentru o funcție de deputat de la Dolj. De ce de la Dolj, în primul rând? În primul rând, pentru că la Dolj trebuia să mă duc din prima clipă, așa era discuția pe care domnul Manda a avut-o cu mine și doamna Luța Vasilescu, le mulțumesc la amândoi. În 2020 însă situația era mai complicată în PSD. Încercam împreună cu echipa de la centru să reconstruim PSD-ul. Era o situație destul de complicată, mai ales că și scorul. V-ați apropiat de PSD după ce a plecat Viorica Dăncilă sau în perioada? Nu, am fost apropiat de PSD din 2015, să spun așa. Am mai fost și membru la tineret la PSD până în 2004, când era domnul Năstase și era Dan Ioan Popescu președintele PSD București. Dar am plecat atunci din PSD. În 2015 m-am apropiat din nou și am lucrat în partea din spate, dacă vreți, împreună cu cei care lucrau la programe de guvernare. Nu pot spune nimic nici de perioada doamnei Dăncilă. Poate a fost prea multă exagerare din partea președintelui executiv de atunci, domnul Teodorovici. Dar cum ați ajuns să mergeți? Ați avut o discuție cu doamna Olguța Vasilescu, cu domnul Claudiu Manda de o Deși au vrut de atunci să merg la PSD Dolj, am agreat cu domnul președinte Ciolacu ca în prima etapă să nu mă duc în zona de alegeri parlamentare, ci să rămân lângă echipa centrală, atât pe partea de comunicare, atât pe partea de analiză, cât și pe partea de promovare a programului de guvernare. După care am intrat la guvernare, m-a pus ministru și asta sunt. Pe ce loc veți fi pe listă la Dolj? Propunerea organizației este să deschid lista la Camera Deputaților, da. Dar aveți notorietate suficientă în Dolj? Eu zic că da. Vă cunosc oamenii când ieșiți prin Craiova? Să știți că am fost în campania de locale și sunt foarte mulți oameni din județ care mă cunosc. Și chiar e o plăcere, pentru că eu sunt și un om implicat, nu mă duc parașutat într-un loc. Vreau să vorbesc cu omul, n-am o problemă de a vorbi cu oamenii. Mulți mă cunoșteau deja de la televizor, din zona aceasta de politică mare. Aș putea spune că mai cunoscut sunt la Dolj decât la București, din perspectiva populației, vorbesc de populația generală. Vedeți o guvernare PSD-PNL și din decembrie încolo? Da. Da. Restul e campanie. Exagerări sunt, am văzut destule exagerări. Sunt elemente pe care le știm de la început, de când am intrat în această coaliție, și cu Robert Sighiartău și cu Vasile Câțu sau Florin Câțu, cum îl cheamă, cu domnul Cosma. Nici la noi nu sunt toți împăcați cu faptul că suntem într-o coaliție. Da? Evident că vor mai fi excese. La ei, mă rog, sunt mai mulți vicepreședinți, am impresia, și se dă tenta mereu că lider PNL a atacat nu știu pe cine din PSD. Coaliția. Dar nu eclipsează alegerile prezidențiale, alegerile parlamentare, și poate nu se va discuta prea mult de ceea ce ar trebui să despre proiecte pentru viitorii parlamentari? Din punctul meu de vedere este foarte bine că sunt unite. De ce? Bine. Vrem să alegem un președinte abstract? Că nu avem o problemă. Am mai avut noi alegeri cu un președinte abstract, nu era vorba despre nimic, alegeam președintele. Nu erau nici discuțiile despre guvernare. Acum avem discuțiile despre problemele țării, care sunt și pentru colegii de la candidați de la parlamentare și pentru candidații la președinție. Sunt problemele României, sunt problemele românilor. Nu văd o problemă. Candidatul la prezidențiale, că vor veni probabil cam toți candidații, și cu un program de guvernare. N-ar trebui să vină și cu o echipă guvernamentală în această campanie? Să vină cu o propunere de premier? Da, candidatul la
președinte să vină cu un program de guvernare, cu o structură a viitorului guvern, poate cu o propunere de premier în cazul în care partidul din care face parte câștigă alegerile și așa mai departe. Nu știu, n-aș răspunde neapărat, pentru că noi suntem o republică parlamentară, de exemplu, și având această paradigmă de republică semiprezidențială, cred că lucrurile n-ar trebui amestecate, mai ales că cel mai corect răspuns îl dă cetățean. Până la urmă, poate să fie președinte de la PSD și să nu câștige PSD-ul, ceea ce este puțin probabil. Siguranță vom câștiga alegerile, dar nu așa e corect? Te duci și spui cine va fi premier, dar n-a fost votat de oameni. V-ar plăcea să fiți coleg de parlament cu actualul președinte Klaus Iohannis? Dom'le, e dorința dânsului, dacă vrea să candideze, cred că există liste, nu știu, nu s-au închis semnăturile. Nu s-au închis listele. Și noi, să știți că eu săptămâna trecută am fost întors să coleg semnături, adică dacă tot vrem să candidăm, să ne mai vadă și lumea la față. Dar vedeți pe Klaus Iohannis ieșind pe stradă să strângă semnături? De ce nu? Până la urmă, asta este cel mai frumos lucru. Aici interacționezi cu oameni. Nu? Strângând semnături și vorbind despre problemele oamenilor. Nu știu. Vă vedem dacă candidează domnul Iohannis la o astfel de funcție, dacă are voie să candideze, nu știu. Da, apropo de Dolj, unde veți candida, da. De acolo este și fostul premier, Nicolae Ciucă. Cum e perceput domnul Ciucă de oamenii cu care vorbiți în Dolj? El e perceput ok, în regulă, dar totuși într-un nivel scăzut din perspectiva modului în care au așteptări oltenii de la domnul Ciucă. Asta este realitatea. Și nu am înțeles că acum dăm vina pe faptul că sunt sub o anumită stăpânire cei din Oltenia. Nu e bine să faci astfel de afirmații, să știți că dacă aș da un sfat, trebuie să respecti pe orice cetățean. Pentru că românii sunt oameni deștepți. Să spui despre olteni acest lucru înseamnă că îi jignești. Mai ales când și tu vii de acolo. Poate, consultanții probabil că îl duc într-o zonă în care nu îi fac bine. Eu îl știu încă o dată pe domnul Ciucă și parcă nu e dânsul. Poate da Dolj, următorul președinte al României, fie că vorbim de domnul Ciucă sau domnul Joana? Acum, la acest moment, în decembrie, în niciun caz. Dar îl vedeți pe domnul Ciucă în finala prezidențială, măcar? Nu. Nu îl vedeți în finala prezidențială? Dar pe cine vedeți în finala prezidențială? Pe domnul Ciolacu, sigur. Păi da, pe domnul Ciolacu îl vede toată lumea. Da, dar contracandidat. Înțelegem forța PSD. Dar este bătălie mare pe locul 2, am văzut bătălia. Dar cu cine ați prefera? Știți ce, nu văd eu un proiect de țară. Care ar fi cel mai ușor? Un proiect de țară, vă rog să mă credeți. Și nu văd o empatie între oameni, deci singurul pe care îl văd că e între oameni și... am fost și cu el, dar îl vedeți dumneavoastră la televizor, n-am văzut în jurătuna, îl văd pe Marcel Ciolacu. Restul nu-i văd făcând parte din filmul ăsta. E un film, deci trebuie să te iubească un pic lumea, măcar să te respecte dacă nu să te iubească. Cu dacă cine vrei să fii ales. Cu cine țineți? Cu Craiova lui Mititelu sau cu cealaltă Craiova? Cealaltă. Cu cealaltă? Da. E Liga I? Da. Dar sunteți microbist? Da. Parțial, că nu mai sunt de când eram... Eu am fost stelist. Ați fost stelist? Da. Stai, și aici e o problemă. Stelist sau FCSBist? Am fost stelist. Și, da, ca să zic așa, aș fi rămas stelist, dar nu mai ai cu cine. De când Steaua s-a privatizat... V-ați întors la care? N-ai ce să... Da, mulțumim tare mult, domnule ministru, pentru că ați participat astăzi la România Politică. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și în această seară și ne revedem și mâine seară la ora 18 aici pe planul. Seară bună!